polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 5.000 de lei, conform legii 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, reprezentantului magazinului, un bărbat de 32 de ani din Craiova, în calitate de organizator. De asemenea, au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale conform legii 55 din 2020 pentru nerespectarea măsurilor de distanțare fizică.